Emisiunea vă este oferită de Sixt, partener de mobilitate al fermierilor români prin AgroTV. Vaca de carne poate să fie o opțiune pentru zootehnia românească, iar acest lucru o demonstrează numărul mare de crescători de animale prezenți aici la Pojorâta. Ziua Vacii, un eveniment important la Pojorâta, putem vorbi de o localitate care va deveni un punct de atracție pe harta României și nu numai. Da, așa este. Comuna din Pojorâta astăzi este în sărbătoare și trebuie să recunoaștem că suntem norocoși și o onoare pentru noi că Asociația Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România a hotărât ca acest eveniment să aibă loc aici și nu în ultimul rând trebuie să spun că și sediul acestei asociații este la Pojorâta, fapt care ne aduce un plus valoare și că oricât am face noi aici pe plan local vis-a-vis de dezvoltarea localității noastre, acest eveniment și nu numai ne va poziționa acolo în topul localităților din țara noastră. Putem spune că în această zonă sunt foarte mulți crescători de bovine, iar bovina de carne s-ar putea să fie o opțiune, mai ales că mulți fermieri din România se plâng de lipsa forței de muncă. Dumneavoastră încurajați acest segment? Da, îl încurajăm și chiar suntem aproape de acești fermieri, care trebuie să o recunoaștem, de la o zi la alta o duc din ce în ce mai greu. Și aici trag și eu un semnal de alarmă că poate a venit momentul ca factorii de decizie din această țară să se aplece mai mult asupra țăranului român, asupra fermierului, asupra celor care nu fac altceva decât să asigure mâncarea și un nivel de trai ridicat în această țară. Și dacă aș putea să fac o paralelă, mi-aș dori ca în momentul în care ajutăm industria apărării și le trecem prin nivel prioritar, haideți să o facem și cu agricultura românească, să fie tratată la fel, iar fermierii să fie încurajați să dezvolte această zonă și să revenim la ceea ce am fost odată. Fiecare cetățean, să o spunem pe persoană fizică, să fim de aceeași parte a baricadei și să fim alături de cei care cu adevărat au nevoie de sprijin și acest sector zootehnic și nu numai, chiar are nevoie și sunt convins că măcar în a 12-lea ceas se vor trezi și vor aduce un sprijin real acestui sector. Motivul principal, să spunem așa, a fost al organizării evenimentului a fost faptul că am împlinit 10 ani de activitate a Asociației Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România. 10 ani grei, dar în care considerăm că am reușit să avem și rezultate și să obținem și pentru fermieri, să obținem anumite lucruri, anumite avantaje și aici vorbim de diverse forme de sprijin. Vorbim de sprijinul cuplat, la care noi am contribuit foarte mult la acordarea acestei forme de sprijin și în special a fost și tocmai din dorința de a ne întâlni, pentru că așa cum știe toată lumea, au fost ultimii 3 ani foarte dificili, au fost 2 ani cu pandemia, acum au apărut și alte probleme externe mai grave. Este practic prima întâlnire la care reușim să adunăm pe, să nu spun aproape toți, dar oricum marea majoritate a fermierilor din țară, ceea ce pentru noi a fost într-adevăr O realizare în sensul că ei au răspuns invitației noastre. Aici, la acest eveniment, am întâlnit și foarte mulți crescători de bovine, de lapte, care vor să vadă, să afle ce avantaje au la vaca de carne. Ce sfat le puteți da? Bine, noi în cadrul asociației avem și peste 300 de fermieri crescători de vaci de lapte. Noi în județul Suceava desfășurăm și activitatea de control performanțelor pentru producția de lapte și avem foarte mulți membri care sunt crescători de vaci de lapte, așa cum spuneam. În același timp sunt crescători care au și vaci de lapte și vaci de carne în aceeași exploatație și, într-adevăr, este
o creștere a interesului fermierilor și o tendință de a renunța la vacile de lapte și a începe creșterea vacilor de carne. Se vede și din evoluția efectivelor și din ceea ce s-a întâmplat în ultimii 5-6 ani. Mai ales dacă ne gândim că acest sector s-a dezvoltat cam de 10-12 ani. Până prin undeva 2007-2008 nu existau vaci din rasele specializate pentru producția de carne, așa cum există acum aceste rase, care, bineînțeles, în prima fază au fost importate. Acum s-au dezvoltat fermele noastre suficient de mult încât să putem pune la dispoziția celorlalți crescători material genetic, vorbim aici de juninci, vițele pentru reproducție, juninci, tauri pentru reproducție, în așa fel încât să un număr cât mai mare să îmbrățișeze, să spunem, această meserie sau această activitate de crescător de vaci de carne. De ce ai investit în vaca de carne? Nu trebuie oamenii, puțin de muncă la ele față de lapte. De câți ani te-ai apucat de zootehnie? 4 ani. Azi zootehnie eu fac de când eram mic, dar cu șarulez de 4 ani. Rentează afacerea? Nu știu, încă investiții. N-ai tras linie sau? Încă, da, prima dată investiție, foarte mare, da. Încă nu știm, și iasă. Câte animale ai acum? Da, am 40. 40? Da. Reușești să le vinzi? Da, am vândut. Reușești, mă depinde de preț. Aici e problema, prețul e unul pe măsură? La șaruleză n-am vândut momental, cam puține, și vițele le-am ținut de reproducție și taurașe am dat de munte. În general, că a fost foarte bun taurul mare de la care i-am. Și am avut clienți la dat de reproducție. La reproducție mi-e bine plătit un pic. Asociația a fost înființată în anul 2012 cu un număr de 12 fondatori, urmând ca în anul 2015 să obțină acreditarea pentru serviciul de determinare a calității genetice a raselor de animale, apoi în 2016 a obținut acreditările pentru întocmirea și menținerea registrului genealogic pentru rasele Charolais și Limousin. Odată cu intrarea în vigoare a regulamentului 1012 din 2016, respectiv regulamentul privind ameliorarea animalelor, ACBCR a fost recunoscută societate de ameliorare. În acest sens, am depus un program de ameliorare spre aprobare la Agenția Națională pentru Zootehnie, care au fost aprobate în 2019 și care avem deja 3 ani de desfășurare. Referitor la cele două programe de ameliorare, pot să vă spun pe scurt, ca și obiective de producție avem greutatea la naștere, greutatea la înțărcare și greutatea la un an și ca și obiective de reproducție, ușurința la fătare. Ne dorim ca în populația de Charolais și Limousin să avem cât mai multe fătări ușoare, undeva fătări ușoare peste 90% în populație, să ameliorăm producția de carne, deoarece este pentru interes pentru crescători. Deci, oricum, când am stabilit care sunt obiectivele programelor, am urmărit că aceste obiective să fie precise, constante pe mai multe generații și să fie simple. Adică să nu luăm în considerare foarte multe obiective, care să luăm doar cele care sunt importante pentru fermier. La Pojorâta asistăm astăzi la un eveniment, aș spune chiar de referință și un model care, în mod sigur, va trebui urmat și de alte asociații la nivel național. În momentul de față, la nivel național, din păcate, înregistrăm cantități de importuri însemnate, atât în domeniul cărnii de vită, cât și mai pronunțate în domeniul cărnii de porc. Motiv pentru care cred că în perioada următoare dezvoltarea acestui sector este una foarte importantă. În dreptul serviciilor sanitar veterinare de la nivel național, principala sarcină care stă este acela de a păstra indemnitatea efectivelor de animale. Astfel, prin programul strategic pe care îl desfășurăm în fiecare an, acest lucru este asigurat prin medicii veterinari concesionari. Este important de spus, încă la nivel național, specialistul unic care cred că a rămas în zona rurală este medicul veterinar și în speță medicul veterinar concesionar. Nu în ultimul rând, exploatațiile mari de animale sunt deservite de echipe întregi, de colegi medici veterinari care au același scop, acela de a asigura la nivel național indemnitatea efectivelor.
Mă bucur foarte mult că are loc acest eveniment. Mă bucur că în sfârșit am reușit să, cu o muncă asiduă timp de 10 ani de zile împreună cu președintele, eu fiind și eu parte în această asociație ca vicepreședinte, am reușit să adunăm în jurul nostru un număr suficient de oameni care să creadă în acest lucru și cât de cât am reușit la ora actuală, putem spune că avem un efectiv de peste 20.000 de bovine de carne din rasa Charolais și Limousin, iar parte de ei, marea majoritate din ei, sunt regrupați din fermieri importanți, sunt regrupați la acest eveniment. E un eveniment tematic de care avea nevoie sectorul. Prima ediție, un început destul de bun, foarte mulți fermieri, foarte mulți crescători de bovine interesați de aceste două rase. Mare dreptate, dacă ne uităm în jur, vedeți că suntem înconjurați de pășuni. România are un potențial imens pentru treaba asta. Vaca de carne este o alternativă ieftină care poate valorifica aceste pășuni, mai ales că necesită un volum de muncă mult mai mic. Deci, vedeți că ne confruntăm principala constrângere pe care avem în sector este și lipsa forței de muncă din agricultură. În principal, oameni pentru animale pe munți este dificil. Vaca de carne este ușor de crescut, ușor de întreținut și valorifică foarte bune pășunile, chiar pășunile mai proaste calitativ. Sunteți vicepreședintele acestei asociații, 10 ani de muncă, 10 ani de progrese, putem spune, ați ajuns la anumite rezultate. Unde vreți să ajungeți și ce bariere vreți să depășiți? Ideea noastră este să evoluăm într-un ritm mult mai alert. Anul ăsta am reușit și am achiziționat acest teren de aici. Urmează să construim un centru de selecție și pentru taure, să preluăm, să încercăm să fim furnizori de material biologic. Adică exemplarele foarte bune care aduc progresul genetic de care avem nevoie, să le putem să le aducem, să le creștem în condiții, să putem monitoriza un pic populația mult mai atent și să putem avea, bineînțeles, numai departe, să avem și un adăpost mare, să ajutăm la desfacere. Ideea nu este numai să putem și desface animalele. Adică gândim la un proiect amplu în care să avem și un centru de vânzare prin licitație. Ați pus punctul pe ei. Vreți să vă asigurați că vânzarea este una optimă, iar prețul oferit e unul exact pe măsura muncii depuse și nu în ultimul rând să se plătească și valoarea animalului. Exact. Asta este și asta nu se poate face decât într-un mod integrat, nu se poate face decât într-un spațiu adecvat și singurul mod este trebuie să creăm un centru de licitație și măcar pentru început timid odată la 6 luni, după care odată la 3 luni de zile să reușim să facem, până să putem să vindem și noi genetica la adevăratul preț și nu numai atât, să nu fim tot tributari, să cumpărăm material biologic din alte țări, din Franța sau din alte, să putem furniza noi materialul biologic pentru fermele care vor să dezvolte. Asta este visul nostru. Ca vicepreședinte, spuneți, care ar fi prima măsură pentru sectorul vacii de carne? Prima măsură care aș avea-o pentru măsurul vacii de carne este o predictibilitate, adică o subvenție clară pe următorii 5 ani de zile, un program de minimis obligatoriu de achiziția de juninci, în principal să fie produse din ferme, că în felul ăsta ajutăm cei care produc deja și au material de biologic de-l vândă, să-l vândă la prețul corect și ajutăm să dezvolte, dăm și posibilitatea altor fermieri mici care vor să înceapă activitatea și numai în felul ăsta. Deci aș pune un proiect de minimis de achiziții de juninci din rasele specializate de carne și lapte, aș spune, pentru că și asta e important pentru cei care vor să investească în acest sector. De ce vaca de carne? Vaca de carne este o opțiune pentru agricultura și zootehnie României și prin intermediul acestei categorii se poate realiza efectiv ceea ce se numea încă din 1930 zootehnicizarea României, adică să putem transforma producția vegetală, proteina de origine vegetală în proteina de origine animală și acest lucru se poate realiza foarte bine prin creșterea vacii de carne. Sunt mai multe rase de carne, sunt rasele englezești de talie mică, cum ar fi Angusul și Herefordul, rasele de carne de talie mare, cum ar fi Charoleza franceză și Limousin. Fiecare are particularitățile ei specifice.
sunt pe deplin adaptate la condițiile locale și, cum am spus, reprezintă o modalitate de valorificare a producției vegetale, pentru că va trebui, pentru a deveni performanți în viitor, să valorificăm producția vegetală prin intermediul animalelor, să zootehnicizăm agricultura și, mai mult, să procesăm producția animalieră în așa fel încât să vindem produse finite cu valoare adăugată. Mai este mult până ajungem din urmă țările cu o tradiție în creșterea bovinelor de carne? Deja aceste rase de carne vin cu un bagaj genetic din țările de origine și convingerea mea este că asociațiile vor menține în viitor presiunea de selecție pe aceste efective în așa fel încât ele să-și păstreze potențialul genetic. Sunt rase cu performanțe deosebite, cum spuneam, fiecare cu particularitățile ei, ceea ce ar trebui cumva în viitor să se țină seama este ca procesatorii să plătească cumva diferențiat aceste carne de la rasele specializate, în așa fel încât fermierii să poată să-și acopere costurile de producție. Am dublă calitate și de crescător și de procesator. Noi creștem, îngrășăm, finisăm aproximativ 2.000 de capete, chiar și 3.000 de capete anual, unde în partea de creștere și îngrășare pierdem aproximativ 100-200 de mii de ron în fiecare an. Dar făcând o analiză, ne costă mai puțin decât am conservat ferma, că așa ar trebui să o conservăm. Dar sperăm că în viitor vom găsi acele nișe pentru carnea premium, care să ne ajută să valorificăm superior și implicit să trecem și noi pe plus, să spunem așa, ceea ce ține partea de fermă. Ce ar trebui făcut și toți membrii asociației să-și dea mâna, așa cum spunea și cei de la Aberdeen Angus, că ei au făcut lucrul ăsta, ar trebui o fermă de colectare, finisare, îngrășare, unde să se poată trece la o ofertă mai mare, adică să se vorbească la nivel de tir în viu, la nivel de camion, adică minim 40-50 de capete pe camion, și după aia să vorbească la nivel de carne în carcasă sau piese la tot la nivel de 20 de tone, adică ar trebui două camioane viu ca să poată livra un camion carcasă sau piese din carne. Până nu vom ajunge la nivelul ăsta să putem oferta pe piețele din vest și nu neapărat din vest, chiar în România, nu vom putea ajunge la un preț superior. Fiecare va vinde individual cu cât poate, fiecare va negocia mai mult, mai puțin, îi va părea că orică a câștigat, orică a pierdut și nu cred că există un viitor cu modul ăsta de abordare. Zi de sărbătoare, bucatele alese sunt la loc de cinste. Ce gătiți acum? Acum gătim un antricot de vită, o vită maturată, o carne, pot să zic, cu o suculență și cu o textură deosebită. Invităm pe toți iubitorii de mâncători de vită să vină să deguste. Avem un proțap care îl, dintr-un vițel de vită șarulez. Este și pentru noi o premieră, să zic așa, gătind o astfel de carne. Se gătește greu? În principiu nu se gătește greu. De obicei proțapul are un timp mai îndelungat de gătire, dar marea majoritate, vita cel puțin, e o carne care se gătește repede. Lumea n-ar trebui să fugă de ea. E o carne deosebită din punctul meu de vedere, mai presus de alte cărni, să zic, este sănătoasă, e o proteină curată, chiar rog lumea să vină să deguste preparate din carne de vită și să schimbe un pic ideea, pentru că, din păcate, în România, cultura noastră de a mânca vită este foarte, foarte scăzută, știți? Și atunci rugăm pe toată lumea să vină să deguste și să vadă că carnea de vită, într-adevăr, nu este o carne tare, o carne fără suculență. Ne aflăm aici la invitația asociației. Chiar m-a impresionat cumva și sloganul lor, a fi sau a nu fi vaca, că tot suntem la ziua vacii. Într-adevăr, mă bucur că a fost un număr foarte mare de fermieri, de crescători de bovine.
Acesta este un lucru îmbucurător, dar, într-adevăr, județul Suceava este preponderent în ceea ce este și Apia, este cu cel mai mult număr de fermieri pe care Apia îi are aici și efectivele cele mai mari de animale are județul Suceava. Este un lucru îmbucurător și iată că sunt fermieri care încă cresc taurine, bovine, pentru că știm cel mai greu animal de crescut este bovina. Vaca de carne promite în momentul de față în România? Categoric da, și dacă te gândim chiar și la sprijinul fermierilor, dacă undeva în anul 2016, pe acest ultim exercițiu financiar 2014-2020, când a fost introdus sprijinul cuplat pentru taurina de carne, dacă la începuturi au fost câteva zeci de cereri, iată că acum suntem la câteva mii de cereri la nivel național. Acesta e un lucru bun și categoric va fi un sector care va avea sprijin și în viitoarea programare 2023-2027. Pe viitor se vor aloca mai mulți bani pe acest segment? Acum, categoric, acest segment va fi finanțat și în strategia Ministerului Agriculturii, în ceea ce privește creșterea bovinelor, s-au alocat și se alocă sume importante de bani. Era o necesitate de dezvoltat acest sector din domeniul bovinelor, pentru că România a început să fie cu cerere de carne pentru carne de vită și nu avea producție internă. Ori se pare că în ultimii ani, și mai ales pe două sau trei rase, este o creștere semnificativă, nu la nivelul la care ar trebui să fie. Pentru că, în primul rând, cred că trebuie să ajungem la consumul intern, să ne-l satisfacem și, de ce nu, pe urmă și un export, pentru că beneficiem de un produs de excelentă calitate, fie că este vorba din rasele specifice de carne, fie că vom merge în continuare și pe rasele noastre, dacă vom face ameliorare și o tehnologie corespunzătoare, respectiv bărțata românească, bruna de Maramureș, poate chiar pisca o să crească. Și există multe șanse, dar ceea ce înseamnă momentul de aici, de la Pojoreta, este unul, cred că, semnificativ și, în primul rând, că aduce în actualitate domeniul. În al doilea rând, sper să fie receptivitate pentru cei care trebuie să găsească și să formuleze politici în domeniu și nu numai politici din acestea de moment, ci cele care să aibă obiective pe termen mediu și lung. Pentru că, din păcate, pe toate sectoarele noastre, din păcate la nivel economic național, nu avem aceste obiective. Pe partea de zootehnie și aceea vreau să accentuez, pentru că fiind prezent azi aici, m-am oprit un pic mai mult pe ceea ce înseamnă zootehnia românească. Cred că ceea ce întreprinde primul ministru la această dată, legat de securitatea alimentară și balanța comercială pe produse agroalimentare, elementul esențial este zootehnia. Nu ne redresăm zootehnia, nu o să putem redresa nici acest deficit de balanță comercială. Și nu în ultimul rând, ce ar trebui făcut concret pentru acest segment, pentru vaca de carne? În primul rând, trebuie create facilitățile fiscale. În al doilea rând, trebuie mers pe creare de material biologic în interiorul structurilor noastre și a producătorilor, ca să nu fie puși în situația de a importa pe bani grei materialul genetic pentru înființarea exploatațiilor agricole. Și sunt câteva lucruri de perfecționat. Și de ce nu? Poate chiar dezvoltarea sistemului de sacrificare, acele puncte de sacrificare de care se vorbește, pentru că o mare parte din vaca de carne va fi în zonele montane. Și cred că nu este vorba de acele capacități foarte mari prevăzute în PNS, care nu cred că ajută pe crescătorii noștri de animale, în special pentru carne. Nici în cazul bovinelor, nici în cazul ovinelor și nici în cazul porcinelor. Emisiunea v-a fost oferită de Sixt, partener de mobilitate al fermierilor români prin AgroTV.